Vești bune pentru persoanele fizice care vor să beneficieze de programul Casa Verde pentru regiunea Vest, care include și județul Hunedoara. Administrația Fondului pentru Mediu demarează sesiunea de înscriere pentru solicitanți. Aceștia au la dispoziție o singură zi în care se pot înscrie. Mai exact, hunedorenii o pot face pe data de 8 octombrie. Unitățile de cult au și ele o zi dedicată înscrierilor pe 9 octombrie. Există și posibilitatea extinderii dacă bugetul nu este epuizat. Prin acest program se dorește asigurarea resurselor necesare pentru a sprijini implementarea sistemelor de panouri fotovoltaice, astfel încât gospodăriile să își reducă costul facturii la energie electrică. Anul acesta, sesiunea aduce și noutăți în cadrul programului. Este vorba despre finanțarea instalațiilor pentru stocarea energiei electrice produse de panourile fotovoltaice, o măsură esențială pentru maximizarea eficienței și independenței energetice a gospodăriilor. De asemenea, și subvenția a crescut pentru a oferi un sprijin mai mare celor care doresc să investească în energia verde. Solicitanții își pot crea contul înainte de deschiderea oficială, astfel încât să fie familiarizați cu aplicația, iar în ziua respectivă să încarce doar documentele. O altă noutate este faptul că, spre deosebire de anul trecut, fiecare regiune are o singură zi dedicată și nu trei. Și asta pentru că banii alocați se epuizează foarte repede datorită solicitărilor. Cei care doresc să aplice trebuie să știe că, odată încărcate documentele, acestea nu mai pot fi modificate, înlocuite sau eliminate.